deci din anul 2000, nu am mai efectuat întreruperi de sarcină, decât în situația în care sarcina a fost sau este oprită în evoluție. Această decizie, v-am spus că a fost greu de luat, pentru că până la momentul acela, fiind în această specialitate și această tehnică de întrerupere a sarcinii, am învățat-o în timpul pregătirii mele, mă ascundeam în spatele acestei, să zicem, datorii ale mele ca să fac acest lucru. Ei, sunt convins că bunul Dumnezeu, la momentul acela, dar acela a fost momentul hotărâtor, pentru că în sufletul meu și în mintea mea și în familia mea această dezbatere se purta de mulți ani. Chiar soția mea îmi spunea aproape în fiecare zi că ar fi bine să întrerup această practică. Și eu îi replicam normal, ca orice doctor, dar asta e meseria mea, trebuie să fac și întreruperi de sarcină, să fac și operații, să asist și nașteri și cumva mă ascundeam în spatele acestei meserii. Decizia mea a fost luată după câteva vizite pe care le-am făcut. Am fost de 2 ori în Sfântul Munte, la Muntele Atos. Am avut niște discuții cu prednicul de pomenire, Părintele Petroniu, și care mi-a spus, a aflat că sunt medic, am mărturisit, și mi-a spus, domnul doctor, sunteți într-un mare, mare păcat. Atenție ce faceți cu viața dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră, pentru că păcatul avortului este capital. M-a tulburat această afirmație a dânsului, după care am mai avut încă câteva, să zicem așa, întâlniri cu părinți îmbunătățiți în România, în mănăstiri, la biserici. Și în postul, în 1999-2000, am fost să mă spovedesc. Și, normal, părintele care era acolo mi-a spus, mărturisindu-i care este meseria mea și că, care este drama mea pe care eu o trăiam, i-am spus că, ce să fac, părinte? Și a zis, îmi pare rău, dar canonul spune clar, nu puteți să vă împărtășiți, trebuie să vă rezolvați problema dacă vreți să trăiți în curăție. E, a fost durere mare, pentru că eram la împărtășit cu soția mea, care era aștepta afară. Și la momentul după spovedanie ne-a poftit înăuntru cei care erau așa, așteptau acolo pentru Sfânta Împărtășanie. Și soția a zis, să intrăm. I-am spus, nu, eu nu pot, pentru că părintele mi-a interzis, mi-a dat un canon și nu pot să mă... A fost distrus, să vă dați seama. Atunci cred că a fost momentul, a fost picătura care a umplut paharul. În sfârșit am trecut peste momentul acesta. Mi-aduc aminte că emoție, că și glasul meu așa tremură, pentru că a fost o decizie enormă a vieții mele. Și mi-am respectat promisiunea pe care am luat-o atunci. Și apoi viața mea s-a schimbat total. Mă ascundeam în spatele acestei meserii pentru că mă gândeam, nu o să mai vină pacienții la mine. Știi, gândește, omul lumește, vă dați seama. Și pot să vă spun că după aceea lucrul a luat cu tot o altă dimensiune, adică a căpătat o altă dimensiune. Familia mea s-a schimbat, sufletul meu s-a schimbat, relația mea cu pacienții s-a schimbat și tot mai mulți pacienți au început să vină în cabinetul meu la spital, la cabinetul privat pe care îl aveam. Și bunul Dumnezeu mi-a dovedit că, oricum, decizia aceasta știam că este o decizie bună, dar bunul Dumnezeu mi-a dovedit că El este bun și iubitor și iertător și sper ca să mă ierte pentru toate greșelile pe care, și păcatele pe care eu le-am făcut prin uciderea a sute și sute și nu mai știu cât de suflete. Am avut foarte multe cazuri de pacienți indeciși, de cupluri care nu erau căsătoriți, de fete tinere, de multe cazuri din acestea care veniseră cu acest scop, sau mă rog, cu acest gând. Și mi-am luat timp și am discutat cu ei. Le-am arătat embrionul, le-am arătat fătul, am arătat inimia, am arătat lucrurile care să-i determină să-și schimbe decizia, care de fapt nu era luată, dar era doar o intenție. Și pot să spun și mulțumesc Dumnezeu că, de fapt, Duhul Sfânt lucra atunci și vorbea prin gura mea, sunt convins de asta. Mulți dintre ei au renunțat la idee, au rămas ca și pacienți, am reușit să-i ajut la momentul de naștere și sunt oameni fericiți și împliniți. Au fost paciente care aveau deja 2 copii sau 3 copii și care erau într-o situație din aceasta, material deficitar, și le-am spus: gândiți-vă că un copil este o binecuvântare pentru familie. Nu este o pedeapsă pe care vă dă Dumnezeu. Deci trebuie să luptăm ca să vină pe lume fiecare suflet pe care Dumnezeu îl rânduie. Să nu ne opunem acestui lucru. Așa cred că trebuie să luptăm pentru viață. Colegii mei și pacientele pentru o perioadă au fost bulversate pentru că nu-și explicau cum dintr-o dată am luat așa o decizie. Și le-am spus clar, asta e decizia mea, o decizie care am luat pentru sufletul meu, pentru viitorul meu, a familiei mele, și asta am simțit eu. Mulți m-au bănuit că e de fapt o păcăleală sau așa, doar o vorbă aruncată și că eu totuși o să cedez presiunilor și o să mai fac. Sigur că au venit peste mine și ispitele, normal, au venit cunoștințe apropiate, au venit prieteni, au venit așa că nu se poate, e soția însărcinată, vreau să întreb în sac, și am spus nu, eu nu mai fac. Mâinile mele trebuie să fie de acum încolo curate. Indiferent ce ar fi, indiferent cine ar fi, decizia mea este clară și de acum încolo voi lupta pentru viață. M-au bănuit că din ortodoxul care m-am botezat, am crescut și în care o să mor, da, nu o să mor, o să învii, după cum spuneți Scriptura, că nu mai fac pentru că am ales o cale greșită, am trecut într-o altă biserică, mă rog, lucruri din acestea care sunt lumești și pe care le-am înțeles, le-am trecut cu vederea și nu le-am luat în seamă. Și mi-am păstrat această curăție. Și Bunul Dumnezeu să mă ajute să o păstrez și nu am cum să o mai întorc unde am fost. N-am cum. Sunt altul. Nimeni pe noi, ca și medici, obstetrice, ginecologi, nu ne obligă ca să facem acest păcat. Nimeni. Aș sfătui colegii mei și nu numai colegii mei, dar aș sfătui viitoarele mămici care ajung în situația aceasta să gândească foarte bine la acest lucru.